Potrivit deputatului Natalia Intotero, președinta Comisiei pentru Învățământ, PSD a depus 790 de amendamente la legea educației propusă de minister. Iar de astăzi și până data de 27 aprilie ar fi trebuit să se ajungă la o formă finală a dezbaterii pe tema celor peste 1000 de amendamente depuse de partidele politice. Chiar dacă activitatea comisiei se desfășoară cu poticneli, încă din prima zi, PSD este decis să-și susțină amendamentele, deoarece nu agrează varianta propusă de Ministerul Educației pentru susținerea bacalaureatului, dar nici pe cea privind admiterea la liceu. Socialdemocrații vor ca elevii să dea bacalaureatul diferențiat în funcție de profil și doar cu 5 probe, nu cu 8, cât a stabilit ministerul. Noi avem mai multe aspecte pe care le vom susține. În primul rând, amendamentele care au venit din partea cultelor, partea de examen de bacalaureat, gândim un examen de bacalaureat care să satisfacă cerințele actuale, dar să îi și încurajeze pe copii să meargă după aceea și spre învățământul universitar și să propui un bacalaureat diferențiat. Anumite materii pentru uman, alte materii pentru real, alte materii pentru științe, alte materii pentru tehnologic. În varianta care exista până în momentul de față, erau foarte mulți elevi, în special din învățământul tehnologic, care nu luau bacalaureatul, pentru că dădeau examen din anumite materii care ei nu le studiau pe parcursul celor 4 ani. De asemenea, în varianta venită de la minister, mi se pare că sunt vreo 8 probe, mi-am propus 5 probe. PSD nu agrează nici varianta Ministerului Educației privind admiterea la liceu. Și în plus, socialdemocrații insistă mai mult pe dezvoltarea componentei tehnologice. Nu mai este agreată varianta propusă de minister, nici măcar din partea colegilor centenare, nu mai zic de părinți, elevi. Și atunci am gândit o variantă care să satisfacă, și ideea în sine de a face câte o clasă cu elevi mult mai bine pregătiți și să se lucreze cu ei la un nivel mai ridicat. Apoi, învățământul tehnologic, insistăm foarte mult pe dezvoltarea acestei componente, pe formarea de meserii cerute de piața muncii acum în viitor, inclusiv câteva aspecte pentru școala din penitenciar, pentru că acești copii, în momentul în care finalizează o pedeapsă, nu beneficiau de cursuri de inserție sau reinserție pe piața muncii. Astăzi, ședința dezbaterii amendamentelor pe legea educației a fost suspendată până mâine. Blocajul a fost generat de independența față de dogmele religioase.